punem punct. Membrii Partidului Popular European din Moldova, mâine la ora 12, ies în protest, la protest în fața primăriei. Noi nu vrem să ne trezim fără niciun copac pe bulevardul Ștefan cel Mare. Noi nu vrem să ne trezim că cineva ne hotărăște nouă cum trebuie să arate Ștefan cel Mare, iar noi când solicităm caietul de sarcini, contractul să ne se zică că este secret comercial și nu poate fi prezentat. Noi trebuie să fim implicați în proces, noi trebuie să fim auziți. Noi trebuie să fim întrebați cum vreți să arate Chișinău, pentru că Chișinău este a nostru și nu a lor. Repet, mâine la ora 12 în fața primăriei, membrii Partidului Popular European organizează un protest împotriva corupției, împotriva fără de legilor, împotriva bunului simț. Nouă ne-a ajuns schimbarea până la capăt. Dacă și dumneavoastră v-a ajuns schimbarea până la capăt, ne vedem mâine la ora 12 în fața primăriei. Vă mulțumim!